Vă salut dragilor, iată am ajuns și la etapa 5 -a din Vreau să fiu fotbalist, ultima etapă, ultima etapă din mini serialul nostru, hai să-i spunem așa, în care practic eu am vorbit despre toate cele 4 etape, incluzând aceasta, a 5 -a etapă, în care spuneam că asta este cea mai frumoasă, dar și cea mai grea. Probabil o să mă întrebați, unuți, dar de ce? Am ajuns în vârf, sunt fotbalist acum, am muncit atâta și tot o să mai fie greu? Ei, bine, dragilor, pentru copii, pentru părinți, pentru uh, toți cei care uh, iubesc acest fenomen și nu numai, sunt anumite principii care probabil te au dus în această, uh, uh, cum să zic, te au te -au dus până în vârf, da, așa cum am spus noi. însă de acum încolo greul începe tocmai pentru a te menține la un nivel important. Tocmai pentru a munci, să faci următorul pas fie că la o echipă importantă din Liga 1, fie că mergi la un salariu important, fie că faci o performanță importantă, fie că faci pasul în străinătate la un club și mai bun. Cel mai important în această dezvoltare, în această creștere, este să te înconjori de oameni de calitate. Prieteni, prietena, oameni care te ajută oameni, ce înseamnă la modul și profesional. Aici pot să-ți dau câteva exemple începând de la un personal trainer care te va ajuta să ți îmbunătățești calitățile fizice. Pentru că ceea ce faci la club este pentru tot grupul, pentru toată echipa. Acel preparator fizic este pentru echipă, nu este pentru un singur jucător. După care nutriționistul vei învăța să ai grijă mai multă de alimentația ta, pentru că mâncând bine, te odihnești bine, te antrenezi bine și uh, riscul de accidentare scade. Uh, după care un psiholog da sau un mental coach, care acel, uh, acea persoană, uh, prin meseria lui, va găsi mecanisme să te țină cu picioare pe pământ, să te facă să gândești altfel, să te facă să treci peste anumite momente când ești accidentat, când nu joci bine, când ratezi un transfer. Uh, când ești cel mai bun din România sau din Europa și nu mai atingi pământul, acea persoană te va ajuta pentru că lucrurile sunt trecătoare. Și momentele proaste și momentele bune sunt la fel. Să nu credeți că dacă astăzi ai dat trei goluri, iar etapa viitoare vei rata cu linia, cu poarta goală, își va mai aduce aminte, o să că, da, a marcat, dar pe mine mă interesează acum. Tot timpul, dragilor, ancorați-vă în prezent nu mă interesează pe nimeni că am jucat la echipa X și am dat 20 de goluri și mă transfer la o altă echipă și sunt zero barat. Tocmai pentru că trezi din amintiri. Asta înseamnă să te menții, asta înseamnă să te autoprovoci, să îți, îți, impui tu niște provocări cu care să îți ridici nivelul tău. Mulți o să zică, da, eu nu-ți eu am un CV important, de ce să nu joc, de ce să nu fac? Poate că unul din câteodată am făcut și eu această greșeală. Pentru că mă gândeam că veneam de la Uh, rapid de la Steaua și nu jucam la CFR Cluj. Dar am înțeles că la fiecare etapă, la fiecare echipă, am început de la zero. Trebuia în primul rând să demonstrez că merit să joc la echipa aceea, chiar dacă se plătiseră bani pe mine, că merit să fiu în primul 11 și că merit să rămân în acel, uh, în acea echipă. De asta spun că toate aceste persoane la nivel, uh, la nivel profesionist, așa cum am spus, te pot ajuta. După care spuneam nivelul de educație. O să câștigi sume importante, te va cunoaște lumea, ești, apar, ești o persoană publică, ce să mai. Dar în același timp ai o responsabilitate, atât pe teren, pentru că repreziți niște culori, un club, suporterii, da? respectul față de echipă, respectul față de jucători, dar în același timp ai o responsabilitate foarte mare și în afara terenului. De ce spun asta? Pentru că probabil o să spun eu nu-ți, dar sunt tânăr, vreau să-mi trăiesc viața, de ce să nu mă pot distra pentru că până la urmă e timpul meu liber, ce fac eu pe teren? E important, nu ce fac în afară, dar nu este așa, dragilor, pentru că tu, așa cum ai spus, ești o persoană care poți fi idol pentru un copil, pentru, poți să fii un exemplu pentru o anumită persoană, poți să inspiri anumite persoane și până la urmă este imaginea ta, Așa cum am spus, meseria ta va fi pentru următorii 10-15 ani, însă după vârsta asta te mai așteaptă o altă etapă, o altă etapă importantă din viața ta. De asta spun că lucrurile sunt cele mai importante, cum ți le menții, cum ți le dezvolți și cum vei încerca să investești în tine. Ai timp la dispoziție, ai timp în care poți să studiezi, ai timp în care poți să înveți foarte multe lucruri, ai timp în care uh, vei înțelege și poate ce vei face în a doua etapă a vieții tale sunt lucruri pe care le poți experimenta în această perioadă în care timpul tot să spunem, este destul de bun ca, ca și ore la dispoziție, pentru că pe lângă partea de antrenament, un sportiv are partea de antrenament, are partea de recuperare, are partea de odihnă și se poate bucura de restul timpului pentru a studia. Citiți foarte mult. Într-adevăr, poate nici eu nu eram un cititor înrăit, dar auzeam asta, citește, citește. La o vârstă fragedă sau la început chiar nu citeam nu știu nu, nu am fost pasionat însă din momentul în care am început să citesc mai ales cărți biografii ale sportivilor cărți de dezvoltare personală cărți care să mă ajute să uh, înțeleg mai bine ce am eu de făcut nu toate cărțile poate o să vă mulțumească, nu toate uh, aceste biografii o să vă uh, o să vă placă sau o să vă inspire însă. Fiecare carte trebuie trecută prin filtrul minții. Trebuie văzut dacă într-adevăr aș putea să uh, fac asta sau este doar o idee. De asta spun că sunt lucruri pe care le puteți face. Tot uh, mentalitatea se dezvoltă, se cultivă. O, cum să zic, de la persoanele pe care le aveți în jurul vostru, vă pot ajuta dacă mergeți la persoanele potrivite. Mentalitatea o să te ajute și, așa cum ai spus, și când ratezi un transfer, și când ești accidentar, și când joci bine, și când joci bine. Un lucru pe care aș vrea să-l scot așa în evidență este relația asta a sportivului și mai ales la fotbal cu presa. Poate că presa câteodată este prea insistentă, însă nu uita, nu vorbești numai pentru presă, pentru zia sau pentru TV. Vorbești pentru acei copii care vor să știe mai multe informații despre tine. Iar un alt lucru pe care cu asta o să încheie etapa 5 nu lăsa ca aceste cuvinte să-ți fie aduse un pic mai târziu la modul că păi cât de talentat, cât de bun cât potențial avea acel copil jucător însă din păcate s-a ratat așa că citiți vizionați din nou cele 5 etape a, și încercați să vă puneți ideile importante și care cred că vă pot ajuta. Pentru că nu talentul, nu neapărat norocul sau mai știu eu ce vă poate duce în vârf. Poate că o să ajungeți în vârf. Însă, totul și totul depinde numai și numai de voi. Cum reușiți să învățați, cum reușiți să vă dezvoltați, însă, așa cum am spus, nu lăsați pe nimeni să vă, duc, să vă zic acele cuvinte, că ce păcat. De el sau de acel jucător Că a fost bun dar nu a ajuns Dragilor, etapa 5 S-a -a încheiat și acest mini clip Sper că v-au plăcut Aceste 5 etape Din vreau să fiu fotbalist Sunt lucruri pe care Eu cred le-am împărțit în 5 etape Tocmai pentru că fiecare etapă Este importantă În dezvoltarea noastră Dar și ceea ce se întâmplă După fotbal pentru că este important uh, și acest, uh, acest amănunt. Uh, Abonați-vă la canalul meu de YouTube, da? distribuiți, like acolo, veniți cu idei, uh, însă o să mai vin și cu alt, uh, alt content. Până data viitoare, dragilor, rămâneți activi și nu uitați tot timpul, tăra